Da, microfonul 4. Vă mulțumesc, domnule președinte, Filat, Partidul Democrat. Domnule președinte al Comisiei, articolul 3, alinea 2. Noi considerăm că formularea respectivă poartă un caracter, nu că restrictiv, dar putem spune că își limitează libertatea la opinie. Din simplu motiv că prevederea așa cum este în proiect spune că nu se permite partidele politice care au viziuni contrar prevederilor Constituției. Noi știm foarte bine că noi avem partide și e absolut normal care pledează, spre exemplu, la schimbarea statutului Republicii Moldova ca țară neutră. Avem partide politice care spun că președintele Republicii urmează a fi ales prin vot general de către toți cetățenii. În Constituție scrie că este votat de Parlament. Mai mult ca atât, noi avem partide care militează pentru a oferi limbii ruse limbă de stat, calitatea de limbă de stat. În acest motiv, domnule președinte, conceptual, poate noi revenim la norma constituțională și anume la articolul 41, alineat 4, care prevede expres care sunt partide care pot fi declarate neconstituționale. Și aici scrie foarte clar că partidele și alte organizații social-politice care prin scopurile ori, prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiului statului de drept, a suveranității și independenței, a integrității teritoriale, putem să mai scriem și a caracterului unitar al statului Republica Moldova. Deci, dar nu așa cum este stipulat în prevederea actuală, că în caz contrar, vă dați seama, o să avem un partid politic care militează pentru schimbarea unei norme constituționale. Noi am schimbat Constituția de foarte multe ori în Parlamentul Republicii Moldova, nu poate fi declarat ulterior ca fiind în afara legii. Da, obiecție merită atenție, fără de ori și poate. Clar că mai departe, unde în articolul 24 este vorba despre suspendarea activității, interzicerea partidelor și așa mai departe, este ideea aceasta dezvoltată, dar ca o idee, deci într-adevăr noi putem să preluăm noțiunile care sunt stipulate la concret în Constituție, ce se referă la problema anticonstituționalității a partidelor. Da. Domnul președinte, și la articolul 32, sub alineatul literei A, unde se specifică care partide politice urmează a fi finanțate. Din punctul meu de vedere, este o normă cam ambiguă, din simplu motiv că la un alt articol, dacă nu mă înșel, 19, este prevăzut dreptul partidelor politice de a se asocia în alianțe, blocuri electorale și așa mai departe. Și dacă revenim la articolul 32, condițiile expuse, expres, că partidele respective urmau să fie înregistrate de Comisia Electorală Centrală în calitate de concurenți electorali, deci partidele membre ale alianțelor și blocurilor electorale nu se înregistrează în calitate de concurent electoral. Concurentul este blocul sau alianța, mă rog, după caz. Ulterior vin normele care spun au depășit pragul electoral clar, s-au organizat în fracțiuni parlamentare legal constituite. Un partid parlamentar care a participat în alegerile parlamentare în cadrul unui bloc, ulterior, în termen legal, în limita legii, s-a constituit ca fracțiune parlamentară, să înțeleg că nu va fi finanțată din motivul că nu a fost înregistrat de către Comisia Electorală Centrală. Este o observație și eu cred că pentru lectura a doua vom reveni. Domnule președinte, stimați colegi, noi vom, în luarea de cuvânt, ne vom expune poziția noastră vis-a-vis de proiect. Vom înainta deja și le avem un șir de amendamente care vin să îmbunătățească proiectul respectiv de lege, care din punctul nostru de vedere este binevenit. Este unul bun, se încadrează perfect în ceea ce facem. Și aici eu aș ruga și colegii, observații avem mulți și multe. Haideți prin amendamente, prin capacitatea noastră de convingere, să o ajustăm la așa un nivel încât să fie cât mai bună această lege. Mulțumesc!